Bună ziua, dragi prieteni! Suntem la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1, un parchet foarte important în economia evenimentelor care au debutat în 2017 cu ordonanța 13 și au continuat pe parcursul ultimilor ani, sfârșindu-se cu acțiunile sistematice de zădărnicirea combaterii bolilor din piața universității, tâlhăria civică din piața Victoriei, făcute de către grupările rusofile în fruntea cărora se află George Simion și Diana Șoșoacă, operațiuni din care oamenii mor. Mor, dragii mei, din două în două zile, vine câte o știre că a mai murit câte unul dintre cei care sunt în eșalonul 2 al organizării. Aceasta este știrea de pe Actual 24, unde vedeți știrea cu personajul care a decedat, Mihai Făgădău, susținător înflăcărat al lui Șoșoacă, și aici vedeți postările lui. Deci susținător George Simion promovează fel și fel de acțiuni de încălcare a legii care au loc din luna mai a anului 2020, competența de anchetare a lor fiind la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1. Și a venit pentru asta și nu numai pentru asta. Da? Ce mai promovează omul? Promovează Antena 3, promovează site-ul Active News, care este site din rețeaua Sputnik, rețeaua de propaganda Moscovei, și Aurelian.ro, care este de asemenea un site de propagandă ce aparține aghiotantului, președintelui partidului Roexit, Dan Chitic, individ care este omul infractorului Daniel Dragomir, infractorul Daniel Dragomir, care la rândul lui este omul inculpatului fugar Sebastian Ghiță. Inculpat fugar împotriva căruia, dragii mei, aici, la parchetul judecătoriei sectorului 1, eu o să vă prezint o înșiruire de plângeri și modul în care au acționat, sau mai bine spus, nu au acționat judecătorii de la parchetul judecătoriei sectorului 1. Aici este, oameni buni, din punct de vedere judiciar, sediul materiei. Aici se mușamalizează sistematic plângerile împotriva celor care, nu numai cei care din mai 2020 se ocupă cu infectarea României și fac adunările infectării neamului și încalcă legislația privind pandemia, o încalcă în picioare, dar și de dinainte. Aici se mușamalizează dosarele împotriva lui Sebastian Ghiță, dosarele împotriva celor care încă din anul 2017 veneau să provoace scandal împotriva celor care eram atunci în piața Victoriei. Aici sunt mușamalizate dosarele împotriva bodyguards-ilor cu care Dragnea a venit la sediu Direcției Naționale Anticorupție. Aici sunt mușamalizate dosarele împotriva celor de la Copac. N-au făcut nimic cei de la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1. Și am venit să vă ofer, dragii mei, o imagine de ansamblu folosind un caz concret. Prima plângere penală pe care am făcut-o împotriva unor agresiuni în piața Victoriei în decembrie 2017, rețineți, decembrie 2017, suntem în octombrie 2021 și abia acum a clasat cauza parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1. Conform legii, eu ca parte reclamant în dosar ar trebui să am dreptul să-mi consult dosarul. Ei bine, cei de la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1 nu mi-au permis până acum consultarea dosarului. Înainte să încep această relatare jurnalistică, am fost la poartă, am trimis anterior adresă scrisă că doresc să-mi consult dosarul pe e-mail, întrucât n-am primit răspuns, am venit aici, personal. Jandarmul a sunat la o grefieră de la secretariatul parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1 și mi-a comunicat că nu mi se permite să consult dosarul și că o să mă anunțe ei. Nu știm când. Nu știm când, cum o să mă anunțe ei. În cazul de față vorbim despre o clasare pe fapte de amenințare și fapte de agresiune. Materialul video este pe canalul meu de YouTube, a fost filmat în 4 decembrie 2017, ca să vedeți cum se mișcă lucrurile. Înainte de a vă prezenta informațiile și starea de fapt, vreau să fac o mică clarificare de termeni pentru a justifica titlul. Puturos sau corupt? Aceasta este întrebarea. Întrebarea este dacă procurorii de la parchetul judecătoriei sectorului 1 sunt puturoși sau sunt corupți. Și vreau să clarific acest termen. La noi în Banat, puturos nu se spune neapărat la cineva care miroase urât, se spune și la cineva care miroase urât,
Dar se spune și mai ales la persoane care sunt leneși, care, așa cum se zice în termeni populari, freacă menta. Da? Oameni care funcționează pe principiu leafa merge, noi cu drag chiulim, nu muncim. Cu cât merge leafa la parchetul judecătoriei sectorului 1, doamna procuror Nica Blănoiu Loredana Georgiana, cea care a soluționat acest caz simplu după 4 ani de zile, oameni buni, 4 ani a luat doamnei procuror să soluționeze un caz simplu pe care putea să-l soluționeze în 48 de ore. 4 ani. Dar o să vedeți de ce. Că întâi a fost ținut dosarul 2 ani la parchetul militar, da? Doamna Nica Blănoiu Georgiana, venită de la Onești, are un salariu mai mic. Peste 10.000 de lei. Mic, sigur, pentru sistemul judiciar. Unde salariile domnilor de aici, de la parchetul judecătoriei sectorului 1, care nu rezolvă dosare, care nu văd zădărnicirea combaterii bolilor transmisă în direct pe televiziunile lui Sebastian Ghiță din luna mai a anului 2020, domnii procurori nu văd. Domnii procurori bănuiesc că sunt în relație cu Elon Musk și deja trăiesc pe Marte. Și ei nu sunt aici în această țară, da? Nu văd nimic din toate acestea. Domnii procurori nu văd și nu știu că mor oameni, dragii mei. Deci după adunarea Cap Vid cu 15.000 de hăbăuci făcută de George Simion și Diana Șoșoacă, din 3 în 3 zile au fost știri că au murit dintre cei care au fost acolo. Asta este ultima știre de pe Actual 24. Eu am făcut sesizare încă din anul 2020 pentru zădărnicirea combaterii bolilor și procurorii de la parchetul judecătoriei sectorului 1 au zis: nu e, domne, nicio zădărnicire. Nu e, deși ăia încalcă legea. Deși pentru fapte similare celor pe care Șoșoacă, Simion, Diplan și restul găștii rusofile le comite în fiecare zi pe raza de competență a parchetului judecătoriei sectorului 1, în toată țara poliția a dat amenzi. În toată țara parchetele au făcut dosare penale. Numai la parchetul judecătoriei sectorului 1 nu știu oamenii, nu fac nimic. Da? Pentru salarii între 2.000 și 4.600 de euro. Da? Deci asta înseamnă niște sume, zic eu, mari pentru nivelul mediu de salarizare din România, din mediul privat, de unde se plătesc taxele din care se înfruptă domnii procurori cu salariile lor. Deci am clarificat termenul puturos, pentru că pot exista numai două explicații logice pentru această stare de fapt generală și pentru starea de fapt punctuală pe care am să o descriu în minutele următoare. Fie sunt puturoși pe 1000 de euro și nu fac nimic, sunt leneși, oameni buni, leneși. Pur și simplu leneși. N-au chef de muncă. Rup ușa la ora 1, 2, 3 și doare la bască de misiunea lor pe care ar trebui să o aibă. Fie sunt corupți. Când spun corupt, la ce mă refer? Nu mă refer neapărat, că nu înseamnă corupție ca un procuror să ia mită concretă de la un mituitor bani ca să nu facă ceva într-un dosar sau să facă ceva greșit. Corupție înseamnă și să execute un ordin politic. Să execute un ordin care poate vine pe cine știe ce filiere, nu știu, securist-o, nu știu cum, servicii secrete și așa mai departe, Dumnezeu știe. Deci corupt înseamnă și să nu-ți faci treaba, din alte motive, nu numai pentru bani. Și aici intervine întrebarea la care eu vă invit să răspundeți după ce veți fi ascultat toate informațiile legate de cazuri concrete, inclusiv cazul meu, în care primesc cu stupoare o ordonanță după 4 ani de zile, oameni buni. 4 ani de zile, vă dați seama? 4 ani de zile. Deci incidentul s-a consumat în Piața Victoriei, filmat, agresiunea este filmată, ăsta este screenshot-ul din 4 decembrie 2017, da? Cu individul care a venit, a înjurat, a amenințat, inclusiv de față cu jandarmeria, și căruia am făcut plângere penală în 2017. În 2021, oameni buni, în octombrie, îmi vine ordonanța de clasare a cazului. Cum a clasat doamna procuror Nica Georgiana Loredana, plătită cu 10.000, stați să vă zic concret câți bani a doamna procuror, da? Din declarația de avere, da? 10.115 lei pe lună. Vă rog să-mi scrieți în comentarii câți dintre cei care lucrați în mediul privat și plătiți salariile, inclusiv ale sistemului judiciar, vă apropiați de salariul acesta. 10.000, da? 115 lei, cash, în mână.
Că ăștia nu plătesc taxe și imposte. Mă rog, li se trage din salariu, dar știți cum e, statul și a lui însuși. Deci nu e ca la mediul privat, da? De 10.115 lei, 2.000 de euro pe lună, da? Pentru 2.000 de euro pe lună, doamna procuror, nici măcar n-a catadixit să audieze partea vătămată, deci nu m-a audiat. Nu m-a audiat, a considerat că nu e necesar, n-a făcut nicio confruntare, n-a făcut nimic. L-a chemat pe individul respectiv, după mult timp, după vreo 3 ani de zile, individul a zis, domne, nu l-am înjurat, nu l-am agresat, nu i-am făcut nimic. Doamna procuror a zis, domne, nu l-am jurat, nu l-a agresat, nu i-a făcut nimic, gata, închidem cazul. Și gata. Vă dați seama, oameni buni, dar ăsta nu este singurul caz care se consumă aici la parchetul judecătoriei sectorului 1, o să vă dau toate datele. Vreau să mergem puțin și să vă prezint câteva cazuri mai recente și sau mai puțin recente. Ca să înțelegeți de ce este o mare problemă cu acest parchet al judecătoriei sectorului 1. Este o problemă imensă, oameni buni. Din cauza incompetenței sau faptului că sunt puturoși acești procurori, România a ajuns la 500 de infectări pe zi. România a ajuns să aibă în Parlament o grupare extremistă rusofilă, care ar fi trebuit să fie anchetată din prima zi, când George Simion s-a dus cu autocarul acolo. Era infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor. În toată această perioadă, oricine a încercat să țină vreo petrecere, vreun botez, orice formă de activitate umană organizată în mai multe persoane, s-a ales cu dosar penal, de la multe unități de parchet din toată țara. Mai puțin parchetul judecătoriei sectorului 1. Și eu cred că nu este o întâmplare, eu cred că nu este o, asta este o opinie, cred că nu este o coincidență că această unitate de parchet care a protejat mișcarea conspiraționistă, mișcarea infecționistă, a protejat mișcarea din aceleași motive pentru care, în dosarele despre care am să vă vorbesc, lucrurile nu se întâmplă, deși sunt cazuri simple. Tot la parchetul judecătoriei sectorului 1. Nu se întâmplă nimic, oameni buni. Nimic. Probabil o să-mi dea o ordonanță peste 4 ani de zile în aceste cazuri. Eu o să o contest, o să mergem la instanță, instanța o să spună, da, aveți dreptate, da, faptele s-au prescris, domnul Mălimbot. Deci autorii nu pățesc nimic. Vreau să vă fac o comparație simplă, pentru că am vorbit recent, acum 4 zile, despre acest caz. Cazul de la parchetul de pe lângă judecătoria Buftea, unde fondatorul AUR a reclamat, sigur aiurea, 5 infracțiuni împotriva mea în luna martie a anului 2021. În luna octombrie a anului 2021, parchetul de pe lângă judecătoria Buftea a terminat cercetarea și a închis dosarul. Da? Aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie. Da? 7 luni de zile. A închis dosarul. În cazul de față, caz care era mult mai simplu, le-a luat 4 ani de zile. Cum este posibil ca un parchet de la o judecătorie mai mică, da, dintr-un oraș, să funcționeze mai eficient și mai competent decât dita mai parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1? Dar nu e numai acest caz. Să o luăm așa în timp, da? În luna august 2021 am depus o plângere penală împotriva administratorului de la restaurantul La Copac. Dosar care se putea rezolva simplu, oameni buni, în 48 de ore. Filmările mele, filmările de la ambasada Libanului și gata. Da? Suntem în luna noiembrie. Până în momentul de față, parchetul n-a făcut nimic. Nimic, oameni buni. Nici măcar nu m-a chemat să mă audieze. Audierea persoanei care reclamă o faptă este primul pas în procedura penală. În mod normal, obligatoriu. Deci obligatoriu trebuie să chem persoana să o audieze. Deci n-au făcut nimic, da? Nimic. Și probabil că nici nu o să facă. De ce? Pentru că patronul de la Copac e legat de gruparea aurolaco-rusofilă, grupare pe care ei nu o văd că zădărnicește combaterea bolilor din luna mai a anului 2020. Și eu cred că motivele pentru care nu o văd sunt motivele pentru care se întâmplă să fie tergiversate și restul cazurilor despre care vă vorbesc. Da? Știți cu toții scandalul de la Copac, nu mai intru în detalii, materialul video este pe canalul meu de YouTube, în partea de sus a ecranului, dacă vă uitați de pe tabletă, telefon mobil, laptop, desktop, o să vedeți linkuite pe măsură ce vorbesc despre aceste cazuri, materiale concrete din YouTube și puteți intra în ele să vedeți continuare. Da? Mergem mai jos în timp. 26 iulie 2021. Agresiunea comisă la sediul Direcției Naționale Anticorupție de către bodyguardul cu care a venit
infractorul Liviu Nicolae Dragnea. Caz simplu. Am depus în plângerea penală toate înregistrările video. Locul unde s-a comis fapta, la intrarea în sediu Direcției Naționale Anticorupție, are camere de supraveghere video, putea fi rezolvat, oameni buni, într-o săptămână. Într-o săptămână, da? Suntem în luna noiembrie, parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1 n-a făcut nimic. Nimic. Nici măcar nu m-a audiat pe mine. Vă repet, audierea victimei este primul pas. Când vine plângerea la parchet, primul lucru pe care ar trebui să-l facă procurorul este să cheme victima. Vă rog, veniți aici și să-i pună întrebări. Întrebări din care procurorul să înțeleagă despre ce este vorba, care este fapta, astfel încât procurorul să poată să facă ceea ce cere legea și Constituția, aflarea adevărului, da? Și să constate dacă s-au comis sau nu infracțiuni. Vă repet, în cazul cu această agresiune din 2017, de acum 4 ani, problema mea nu e neapărat că a închis-o procurorul, că eu înțeleg că procurorul poate avea, poate considera, da? Domne, nu e așa de grav că a încercat să-i dea unui ziarist peste telefon. Nu e ceva grav, da? E ceva banal, normal. Înțeleg că poate doamna procuror își dorește să trăiască într-o societate în care cetățenii se înjură și se agresează unii pe alții. Pot înțelege această mentalitate. La Onești, de unde vine doamna procuror, probabil că așa se procedează. Oamenii își dau peste telefoane, se înjură constant pe stradă. Eu pot înțelege chestia asta. Problema mea este cu faptul că le-a luat 4 ani de zile, oameni buni, 4 ani de zile să soluționeze un caz simplu. Și eu acum, sigur, o să văd dacă îmi dă acces la dosar, dacă nu îmi dă, o contez, merg la instanță, dar fapta e prescrisă, oameni buni, după 5 ani de zile, când ajungem noi la instanță. Păi trebuia să mi-o dai atunci, nene, atunci. Dacă parchetul de pe lângă judecătoria Buftea a putut în 7 luni să rezolve un dosar cu 5 infracțiuni, tu nu poți un caz simplu să rezolvi, păi trebuia într-o lună de zile. Și mergeam în instanță și în instanță controla un judecător, dacă eu exagerez sau dacă este grav ce se întâmplă și subiectul era închis, da? Dar dacă ar fi fost numai acest caz, dragii mei, nu aș fi făcut toată această relatare. Am ales să fac această relatare pentru că pe lângă acest caz sunt multe alte cazuri care mă vizează pe mine și alte persoane și avem această stare de catastrofă sanitară în România cu sute de morți în fiecare zi, până la 500 de morți la vârful maxim al valului 4. Nu știm ce va urma. Și această stare provine și din faptul că procurorii de la parchetul judecătoriei sectorului 1 nu și-au îndeplinit atribuțiile legale. Ei ar fi trebuit, dincolo de faptul că le-am făcut eu sesizare și a durut la bască, n-au făcut nimic, au închis-o repede, da? Dincolo de asta, ei trebuiau să sesizeze din oficiu, oameni buni, pentru că sunt fapte extrem de grave, comise într-o stare de urgență și de alertă, o stare de pericol sanitar, difuzate pe televiziunile de știri, cu notorietate publică. Și pe ei a durut la bască și cu consecințe extrem, extrem de grave, oameni buni. Să mergem mai departe, că n-am terminat, da? Coborâm mai jos în timp, da? Ăsta este cetățeanul de la DNA. Pur și simplu îi doare la bască pe domnii procurori. Plătiți cu salarii între 2.000 și 4.600 de euro. Vă rog să-mi spuneți dacă dumneavoastră... Două întrebări am pentru dumneavoastră la acest material. Unu, dacă sunt puturoși sau sunt corupți și preiau ordine de undeva, da? De unde se dau ordine și la Ministerul de Interne să fie lăsați în pace, să nu fie amendați. Și la secția 1 de poliție cu care lucrează parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1, care se preface că nu vede, da? Dacă e vorba de corupție sau pur și simplu sunt puturoși. Deci nu e vorba că oamenii sunt independenți, da? Îi doare la bască, nu-i interesează. Îi interesează să-și ia bănuțul, să numere ani până la pensie, să-și ia pensia nesimțită și la revedere. Și în rest nu le pasă de societate, de consecințele lipsei lor de eficiență. Și a doua întrebare pe care vreau să vă adresez este dacă dumneavoastră considerați, după ce o să vedeți toate informațiile, că merită acești bani. Că eu înțeleg dacă ar fi plătiți cu salariu minim pe economie sau salariu mediu pe economie. Da? Deci dacă doamna procuror de la Onești, care zice că e ok, domne, să fie agresat un ziarist și înjurat și nu e nimic grav. Nu, e ceva... Nu e, da? Dacă doamna procuror de la Onești avea salariu 2500 de lei în mână, înțelegeam. Atât o plătim noi, cetățenii, contribuabili, nu? Atât ne livrează doamna procuror, da? Că din păcate a dispărut în România total, din aproape toate instituțiile, a dispărut exercitarea profesiei din vocație. Și ăsta e cel mai grav caz,
Despre asta o să fac un comentariu separat, pentru că necesită o expunere mai largă, da? Adică te faci procuror, te faci judecător pentru că iubești legea, pentru că iubești ideea de dreptate, nu pentru bani. Și atunci, indiferent cu cât ești plătit, tu îți faci treaba, da? Cum sunt cei de la parchetul Buftea? Au făcut ancheta pe toate infracțiunile, au făcut cercetare la fața locului, au făcut tot. Și au rezolvat cazul în 7 luni de zile, da? Ăștia nu fac nimic, oameni buni, da? Bun, deci îl vedeți pe agresorul, până acum a 0 barat. Trebuia într-o țară normală, la salariile astea, trebuia cazul deja să fie rezolvat. Să știm. Să mergem în instanță. Acum deja trebuia să discutăm despre ce se întâmplă pe fond. Dar ce să vedeți, oameni buni, că aceiași procurori de la parchetul judecătoriei sectorului 1, după 10 august, când jandarmeria a depus plângere împotriva protestatarilor care au agresat jandarmi, imediat au făcut dosarul. Deci se pare că nu sunt atât de puturoși când e vorba să acționeze împotriva celor care deranjează puterea politică. Se pare că sunt puturoși și ineficienți când acționează ca să ancheteze pe aia care acționează pentru puterea politică, da? Cazul bodyguardului Toarășului Dragnea, da? Să mergem mai departe, dragi prieteni. Cel mai vechi caz, și nu cred că este o întâmplare, îl vizează pe Sebastian Ghiță, mogulul cartelului Mafia Media, patron inculpat fugar, aflat în Serbia, unde are azil politic de la guvernul pro-rus, patronul de la România TV, principalul post de propagandă al isteriei cap-vid, al operațiunilor de zădărnicire a combaterii bolilor din această țară. Domnul Sebastian Ghiță, la începutul anului 2019, da? 2019, în luna martie, a ieșit pe mai multe posturi de televiziune și a incitat la violență împotriva mea, împotriva altor activiști civici. Și a spus: o să venim noi cu partidul nostru și o să vă batem pe stradă. Deci incitare clară la violență. Înregistrările video sunt depuse. Suntem plângerea și live-ul pe care l-am făcut de aici din fața parchetului. Ăsta este screenshot-ul. O să linkuiesc sus. Este din 13 martie 2019. Nici până în ziua de astăzi parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1 n-a făcut nimic în acest dosar. Nimic. Nu interesează. Nu m-a chemat măcar procurorul să-mi ia o declarație. Domnul Mălin Bot, stați jos. Ce părere aveți despre? Nimic. Nimic, oameni buni. De ce? Pentru că e vorba de Ghiță. De ce le-a luat 4 ani și consideră că agresarea unui jurnalist în Piața Victoriei și înjurarea lui nu este faptă penală? Pentru că e vorba de un om care a venit intenționat, probabil tot din această zonă de grupuri de interese, ca să provoace, să incite. De ce nu-i anchetează pe cei de la Copac? Păi e vorba de România TV și de Ghiță. De ce nu-l anchetează pe bodyguardul infractorului Dragnea? Păi e vorba de același grup de interese, oameni buni. Ca să înțelegeți despre ce vorbim. O să revenim la ăsta, trompetistul Cavit, care a decedat, săracul de el. Foarte mulți au decedat în urma protestului din 2 octombrie. Foarte mulți dintre cei care erau pe scenă cu Diana Șoșoacă, printre care acest cetățean, duhovnicul Dianei Șoșoacă. Deci oamenii au murit, dragii mei, concret au murit. Au murit. Și pe ăștia nu interesează. Nu interesează. Ei ascultă Radio Tomorrowland, da? Ei nu ascultă știrile din România, nu. Ei ascultă Armin Van Buuren. Toți aici la parchet trăiesc pe altă planetă. Când se termină programul, fac puțin mișto de ei pentru că merită situația și e bine să nu ne pierdem simțul umorului. Toate limuzinele astea de pe aici, de prin parcare, unele mai scumpe, altele mai puțin scumpe, dar la salariile astea își permit domnii procurori, da? Să-și arate la Q și Audi Q și BMW X și ce mai e pe aici, da? Când se termină programul, dânsii se urcă în mașini și mașinile de fapt nu sunt mașini, sunt nave spațiale și decolează direct pe Marte. Și restul ei locuiesc pe Marte, în afara programului. Au un parteneriat cu Elon Musk și locuiesc toți pe Marte. Da? Inclusiv doamna de la Onești, ea nu mai stă în Onești, ea stă pe Marte. Și nu știu ce se întâmplă în România. Da, vedeți că nu pot avea justificarea asta, pentru că eu am făcut plângere penală, eu personal. Eu am făcut plângere penală în vara anului 2020. Împotriva celor care făceau zădărnicirea combaterii bolilor punctual într-un caz al meu, că tot așa m-au scuipat, m-au agresat, și parchetul, niet, da? Nimic.
Nem tudom, cum ar zice domnul Klaus Iohannis, da? Nimic. Și am scris acolo, vă rog să verificați toate activitățile, se încalcă ordonanța, nu știu ce. E doar la bască. Nu e, domne, nicio faptă, nu e nimic. Eu mă întreb câți oameni trebuie să moară în această țară până când cineva, Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, cineva, nu știu, autoritate, Procurorul General, doamna Scutea, care a fost pusă împreună cu doamna Georgiana Hosu, pe vremea ministrului Hidrei Cătălin Predoiu, da? Poate doamna Procuror General să se întrebe, să se scarpine într-o zi în coc și să se întrebe, bă, da, n-au murit ca mulți cetățeni legați de adunările astea în care se încalcă legea? Că au fost 15.000 de oameni, oameni buni, într-o legea spunea că nu e voie mai mult de 100 de oameni care trebuie să aibă mască și distanțare socială și ăștia au fost 15.000. 15.000, vă dați seama? Nu știu procurorii, normal, pentru că România TV nu se prinde pe Marte, unde locuiesc dânsii. V-am explicat, domnii procurori de la parchetul judecătoriei sectorului 1, nu locuiesc în România. Locuiesc pe Marte și posturile de radio pe care le au în clădire sunt reglate pe un singur post, care emite din Olanda, cred că emite, Tomorrowland. Și ascultă Armin van Buuren. Atât. În rest, ei n-au nicio legătură cu România. Nicio altă legătură decât aceea evidentă, că noi le plătim salariile. Deci au o strânsă legătură cu bugetul de stat și cu taxele noastre. În rest, n-au nicio treabă. Dânsii, ce scrie în Constituție acolo despre rolul procurorului, raza de competență, sunt chestiuni neinteresante. Ei nu pentru asta vin la muncă, la servici. Ei vin la servici ca să asculte Armin van Buuren și să vină pensia aia nesimțită. Atât. Ăsta este singurul rol, lor scop în viață. Și închid aici, ăsta a fost un pamflet. Curtea Europeană a Drepturilor Omului spune că jurnaliștii au dreptul să exagereze, să folosească comparații și expresii agresive atunci când se referă la chestiuni de interes public, inclusiv cu privire la magistrați. Și asta este o chestiune gravă și de interes public, dragi prieteni. Și să revenim acum la doamna Nica Loredana Georgiana și la dosarul de agresiune. Materialul video îl vedeți. Îmi vedeam liniștit de treabă, filmam un comentariu, a venit un cetățean cu glugă, a înjurat, a amenințat, a lovit. M-am adresat jandarmeriei, jandarmeria nu i-a făcut nimic, am pornit filmarea, jandarmeria văzând că este filmată, ca să nu fie dovada video că nu fac nimic, i-au dat o amendă de 200 de lei cetățean. Am făcut plângere penală, da? În mod normal trebuia în 60 de zile să fie rezolvat cazul. Eu să merg în instanță, să încerc să conving un judecător, să închidem discuția, da? Ce s-a întâmplat? Parchetul militar a ținut cazul pentru că erau implicați jandarmi. Din 4-12-2017 până în 26-8-2019. Deci 2 ani de zile parchetul militar a ținut cazul ca să constate că cel împotriva căruia am făcut sesizarea și împotriva jandarmilor pentru că nu și-au făcut treaba, ăla nu-i jandarmi și jandarmii și-au făcut treaba. Deci le-a luat 2 ani de zile. La parchetul militar salariile sunt mai mari decât la parchetul judecătoriei sectorului 1. Și se freacă infinit mai multă mentă. Pentru că parchetul militar se ocupă de armată și acolo nu sunt atâția cetățeni și statistic nu se consumă atâtea fapte și nu sunt atâtea reclamații și așa mai departe. Știți povestea cu parchetul militar. Bun. În 26-8-2019, 2019, suntem în 2021, da? În august 2021 s-au făcut 2 ani de zile. Dosarul a fost luat la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1. Și ce s-a întâmplat aici? Din 2019, august, până în 17 august 2021 n-au făcut nimic, oameni buni. Nimic. Au ținut dosarul, l-au luat și l-au pus într-un sertar. 2 ani de zile. 2 ani de zile, oameni buni. Spuneți-mi dumneavoastră ceva din mediul privat. Unde? Ai un contract, ai o lucrare, ai ceva ce trebuie să-ți facă cineva pe care tu îl plătești. Și el 2 ani de zile nu face nimic. Și tu îl plătești în continuare. Deci ăștia n-au făcut nimic, oameni buni, 2 ani de zile, da? Ce au făcut în data de 17-8? Nu vă imaginați că m-ar fi chemat pe mine. Sau că ar fi încercat să identifice martori. Sau că, Doamne ferește, i-ar fi trecut prin cap procurorului să ia înregistrările video din Piața Victoriei, să vadă concret. Nu! Păi cum să fac așa ceva? Ar fi însemnat să fac anchetă penală, oameni buni. Ori am stabilit că procurorii de la parchetul judecătoriei sectorului 1 nu vin la muncă pentru a face anchete penale.
vin la muncă pentru a asculta Radio Tomorrowland și Armin Van Buuren între aterizarea de pe Marte și decolarea către Marte, da? Ce a făcut doamna procuror, plătită cu 10.000 de lei, ca să ce? L-a chemat pe ăla, pe cetățean. Și i-a zis: Georgele, scoate o foaie de hârtie și scrie. Nu e așa că tu nu ai vrut să-l înjuri pe Mălin Bot? Nu am vrut să-l înjuri. Nu e așa că tu nu l-ai amenințat? Nu l-am amenințat. Gata, n-avem nicio infracțiune, da? În august 2021, doamna procuror a luat niște declarații, audiat în calitate de martor, numitul pop Adrian Laurențiu, ocazie cu care acesta a declarat că în jurul orelor 20 se deplasa pe jos din direcția Piața Romană spre domiciliu, trecând prin zona Piaței Victoriei, ocazie cu care pe trotuarul de lângă guvern a fost abordat de o persoană de sex bărbătesc, care i-a propus în mod insistent să alăture protestul. Este o minciună, este o mărturie mincinoasă, n-a interesat-o pe doamna procuror să facă o confruntare, n-a interesat-o nici măcar să mă audieze pe mine. Deci, pur și simplu n-a interesat-o. Sertarul, când a venit dosarul 2 ani de zile la sertar, l-a scos, îl închizi. Eu vă întreb dacă e vorba de incompetență sau dacă este vorba de corupție. Da? A mai precizat faptul că acea persoană avea în mână un telefon cu care îl filma, spunându-i că nu dorește să fie filmat și nici să participe la protest, voind să meargă acasă. La scurt timp între el și această persoană, despre care ulterior a aflat că se numește Mălin Bot, a izbucnit un conflict. De fapt, în registrările video nu e niciun conflict. Ăla mă înjură, vorbește urât, încearcă să-mi dea peste telefon și eu reproșez jandarmilor că nu-i dau amendă, da? Verbal, ocazie cu care la aceștia s-a deplasat un echipaj de jandarmi procedând la legitimarea acestora. Pop Adrian Laurențiu l-a mânat actul de identitate pentru a fi legitimat, moment în care Mălin Bot continua să filmeze, cu toate că atât el cât și membrii echipajului de jandarmi au atras atenția să nu filmeze, dat o caracter personal. Văzând că acesta continuă să filmeze și datorită faptului că el nu dorea acest lucru, încercând în mod continuu să evite filmarea, și-a pierdut cumpătul și i-a adresat acestuia cuvinte și expresii jignitoare. Păi da, nu putea să nu le recunoască, că erau filmate. Dar el a jurat și înainte. Când eu nu l-am oprit, n-am avut nicio treabă cu el. Eu mă înregistram comentariul la guvern, am și spus. Am închis telefonul că mi s-a terminat bateria și în timp ce stăteam cu minte acolo a venit ăsta cu un jurături cu provocări. Provocator, da? Eu am vrut să consult dosarul ca să pot să vă spun cine e cetățeanul mai concret. Dar nu vor să-mi dea acces la dosar. Am venit personal, trebuia să mă pun într-o cameră, cererea scrisă, am trimis-o anterior pe mail, trebuia să mă pun într-o cameră să-mi pună dosarul pe masă să-l studiez. Nu! De ce nu-mi dă acces la dosar? Ca să treacă cele 20 de zile în care pot să contest sau nu pot să contest. Oricum contest inutil, pentru că și dacă un judecător va constata că s-a închis aiurea dosarul superficial și că procurorul a fost incompetent, că n-a făcut nimic, îl trimite înapoi. Și presupunând că vine un procuror competent, care are alt punct de vedere, nu-l mai trimite în instanță, că fapta se prescrie, oameni buni, că vor fi trecuți 5-6 ani de zile. Vă dați seama? Fiindu-i prezentate imaginile, a mai luat o amendă de 200 de lei, pe care a și plătit-o, deși a recunoscut vinovăția. Pe doamna procuror, dincolo de această declarație a personajului, n-a mai interesat-o să instrumenteze nimic, să facă nimic, oameni buni, nimic, pentru aflarea adevărului, că asta trebuie să facă, da? Măcar o confruntare între mine și acel cetățean. Nu! Scopul era să închidă dosarul, la revedere, pe acal, da? Și a închis dosarul, oameni buni. Dosarul are număr 92-92-92-2019 și în mod neobișnuit, mie ca parte reclamant în dosar, nu mi se permite să văd dosarul ca să pot să formulez în cunoștință de cauză contestație. Că n-au ei chef să lucrez. N-au chef, oameni buni. De ce să lucreze? Am stabilit că noi le plătim, asta este convenția reală, da? Convenția aparentă, sunt doi termeni din dreptul civil, dar convenția aparentă, ceea ce pare, da? De iure, de drept, aparent, noi cetățenii plătim salarii între 2.000 și 4.500 de euro celor care lucrează în această clădire ca să instrumenteze dosare penale, să afle adevărul, să... În Constituție scrie rolul procurorului, da? Asta este în aparență. De facto, da, convenția reală este că noi le plătim salarii pentru ca ei să nu facă nimic. Sau să facă, sigur, atunci când există un interes politic. Cum a existat un interes politic pe vremea lui Dragnea și a lui Carmen Dan să fie trimiși în judecată și condamnați câțiva protestatari ca să aibă justificare jandarmii pentru intervenția agresivă pe care au comis-o. Atunci au făcut. Vreau să fac o paranteză
Ceea ce spun nu se referă la toți procurorii parchetului militar de pe lângă parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1. Există și un procuror ok acolo, da? Care a anchetat plângeri făcute împotriva mea de către Dragnea și care le-a soluționat în câteva luni de zile, da? Deci există și excepții, dar acel om, nu vreau să-i dau numele, nu vreau să-i provoc o... să zică șefii lui că am eu vreo treabă cu el, da? Nu vreau să-i fac rău omului, deși probabil simplu fapt că l-am menționat o să-i facă mult rău, dar am vrut să-l menționez ca să nu se creadă că extind analiza mea și că nu înțeleg că există și excepții, că există și oameni ok în instituție. Dar, fiind atât de multe cazuri cu atât de multe probleme, regula în instituție este alta, oameni buni. Și pentru asta am decis să vin să fac acest material aici. Să mai vorbim puțin despre ultimul decedat. Decedat, oameni buni, de sunt decedați. De aici, dintre ăștia care fac în fiecare weekend din luna mai a anului 2020, numărați câte săptămâni, câte weekenduri, în fiecare weekend s-a comis pe raza de competență a parchetului judecătoriei sectorului 1 infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor. În formă continuantă, agravantă, pentru că au fost și 15.000 de oameni, formă agravantă și pentru că s-a transmis la televiziuni de știri, deci a creat reverberații puternice în societate și cu consecințe deosebit de grave, pentru că au murit foarte mulți. Bogdan Stanoevici a murit. Ăsta lui Șoșoacă, cum se cheamă? Duhovnicul lui Diana Șoșoacă, mama lui Cătălin Berenghi, o grămadă, oameni buni, dintre ăștia mai cunoscuți. Ultimul decedat din acest șir de morți, care ar fi putut să existe dacă procurorii parchetului judecătoriei sectorului 1 își făceau datoria, ce scrie în Constituție la rolul procurorului pe raza lor de competență, că aici se întâmplă, oameni buni, da? Dacă din când în când mai mutau și ei de pe Radio Tomorrowland și de la Armin Van Buuren, mutau și ei pe un post de știri, dacă din când în când, în timp ce călătoresc pe Marte, unde locuiesc domnii procurori, mai citeau vreun site de știri, aveau ocazia să se autosesizeze pe această temă. Nu trebuie să facă vreo cine știe ce anchetă. Nu este ca și cum s-ar comite crime pe întuneric, noaptea, în apartamente și n-ai cum să-i prinzi pe făptași. Nu! Toată această crimă împotriva poporului român, pentru că e o crimă împotriva poporului român, că s-a ajuns la 500 de morți pe zi, da? Toată această crimă este comisă live și urmele crimei sunt înregistrate. Deci domnii procurori trebuiau să se autosesizeze, să intre pe paginile lor de Facebook, să dea jos live-urile și sunt probele. Indubitabile, oameni buni. Indubitabile. Dinainte ca ei să intre în Parlament, că acum ar zice domnul prim procuror Alin, nu știu cum îl cheamă, da, nu i-am reținut numele, ar zice domnul prim procuror, domne, da, Șoșoacă și Simion sunt parlamentari. Sunt de competența parchetului în alte curs de casă justiție. Da, dar dacă vă făceați voi treaba, n-ajungeau parlamentari, l-au la pușcărie acum, da? Și noi n-ajungeam la 500 de morți pe zi. Ăsta a murit și a primit, cum să vă explic, lovitura destinului, da? Da, el este un individ care nu este parlamentar și este în eșalonul 2 al propagandei de zădărnicire a combaterii bolilor, da? Vedeți aici câteva dintre distribuirile lui. Dacă mergeți pe pagina lui, o să vedeți și mai multe. Aceeași propaganda lui Șoșoacă, aceeași propaganda lui Simion. Ăștia din eșalonul 2, ăștia n-au fost. Ăștia toți trebuiau să fie deja anchetați, oameni buni. Toți. Dau declarații și spun, domne, Șoșoacă, Simion. Ăștia trimis în judecată, Șoșoacă, Simion, dijuns la parchetul în alte curți pentru că sunt parlamentari. N-au făcut nimic, oameni buni, și nu au scuză. Nu au scuză că n-au știut. Pentru că, vă repet, eu personal am făcut sesizare tocmai ca să văd, ca să le verific buna credință. Pornind de la un eveniment al meu, am făcut sesizare pentru întreaga activitate a celor care, unii dintre ei, au părăsit această lume. S-au dus într-o lume mai dreaptă din cauza virusului COVID, despre care ei au spus în spațiu public că nu există și că nu e grav și că masca e o chestie abuzivă, o dictatură și că vaccinul e rău și că cineva oculta face ceva pe plan mondial și vrea să nu știu ce, da? Și destinul a zis hold my beer, da? Și s-a dus într-o lume mai bună. Sigur, n-am să mai fac alte comentarii, o să vă rog și pe dumneavoastră să vă abțineți, pentru că știți cum se spune despre morți, numai de bine. Și
ăștia n-au făcut nimic. Acum vine întrebarea, dragii mei, la finalul acestui expozeu. Vreau să-mi spuneți dacă dumneavoastră considerați că conducerea, pentru că asta nu poate să fie decât cu acordul conducerii, parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1 și procurorii care au aceste cazuri în gestiune, nu știu cine sunt la restul cazurilor, la un caz concret v-am spus, sunt puturoși sau sunt corupți? Vreau să-mi scrieți în comentarii. Și al doilea răspuns pe care vreau să mi-l dați în comentarii este dacă merită banii. Dacă merită banii. Dacă merită acești oameni ca noi, societatea, din ceea ce producem noi în mediul privat și ANAF-ul ne recoltează taxe și impozite, oamenii ăștia să câștige între 2.000 și 4.500, 4.600 de euro pe lună, având în vedere în aceste cazuri concrete, da? Este cel mai grav fenomen al României actuale. Pandemia. Faptul că România a ajuns la 500 de morți pe zi ne-a pus într-o situație gravă, extrem de gravă. Am ajuns să fim numiți idioții Europei. Toată această poveste trebuia anchetată, e pe raza lor de competență. Merită banii ăștia sau nu merită banii aceștia? Aștept răspunsurile dumneavoastră în comentarii.